Vă cunosc în mare parte, vă respect ca oameni, vă respect pentru meseria pe care o aveți. Vă doresc să fiți sănătoși dumneavoastră și familiile dumneavoastră, să aveți parte de evenimente cât mai plăcute în viața dumneavoastră. La mulți ani Poliției Române, la mulți ani Poliției din Giurgiu. Să vă dea Dumnezeu mai primiri pentru eforturile dumneavoastră continue, pentru munca dumneavoastră și rezultatele obținute pe parcursul anului trecut. La mulți ani să ne trăiți și petreceri frumoasă astăzi de Ziua Apei. Deci nimic nu este întâmplător. La zi aniversare, ce pot să spui? La mulți ani. La mulți ani pentru Poliția Română, la mulți ani pentru dumneavoastră, cei care activați în Poliția Română. Să vă doresc cât mai simple cazuri de rezolvat în continuare, să nu aveți parte de hoți, să nu aveți parte de poții, să stați cât mai liniștiți, să luați cât mai puține permise, pentru că eu n-am să uit că singurul loc unde mi s-a luat permisul în România a fost în județul Giurgiu, Poliția de Giurgiu. Oricum, vă doresc la mulți ani, nu-i zile decât de amuzament. Văd aici toată soarea cea vestită a Giurgiului. Tuturor vă urez de bine, să aveți sănătate și tuturor vă doresc mulți bani. Doamne ajută! Vreau să vă urez tuturor multă sănătate, zile bune, fără probleme pentru toți cetățenii, deși pentru dumneavoastră ne fiind probleme. Sunteți și dumneavoastră liniștiți și noi mai liniștiți aici în județul Giurgiu, dar și în toată România. La mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți de acum înainte pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră. Multă sănătate și cu sinceritate mulți ani. Iar pentru Poliția Giurgiuveană, care aici în Giurgiul nostru știm foarte bine cu ce se ocupă, vreau să-i fericit la modul deosebit în care și-au făcut datoria pentru liniștea oamenilor, pentru siguranța cetățeanului și, bineînțeles, pentru tot ce este necesar a trăi, a conviețui într-un spirit de ordine și, bineînțeles, de siguranță. Nu pot să vă transmit decât lucruri bune, e o zi în care trebuie să ne bucurăm, e ziua noastră. Ce mi-aș dori? Eu mi-aș dori o apropiere a noastră de comunitățile locale, o colaborare prin aplicarea legii să sprijinim cetățeanul. Cu toți suntem în slujba cetățeanului. Sunteți un stâlp al societății pe care statul se bazează. Eu personal mi-aș dori mai multă exigență și să fiți sănătoși, să vă bucurați de familie, să dea Dumnezeu să nu avem parte de evenimente deosebite și să aveți o muncă cât mai ușoară.